În urma cutremurelor din ultimele două zile, echipele ISU din județul Hunedoara s-au aflat în teren pentru a efectua recunoașteri și verificări pentru identificarea pagubelor materiale semnalate prin 112 sau prin observarea directă în localitățile Deva, Simeria, Hunedoara, Brad, Orăștie, Gioagiu, Gioagiu-Băi, Petroșani, Petrila, Aninoasa, Călan, Hațeg, Vulcan, Lupeni, Urican, Ilia, Dobra și Criscior. La dispeceratul integrat 112 au fost înregistrate 29 de solicitări, cele mai multe pentru atacuri de panică, dar și pentru a semnala producerea unor pagube. Apelurile privind posibilele pagube materiale au fost referitoare la fisuri la case particulare în sărașul de Sus și Deva. O fisură pe casa scării într-un bloc din Vulcan și unul din Urican, fisuri pe fațada unui bloc din Petroșani, dar și pe peretele interior al Inspectoratului Școlar Județean. Au căzut cărămizi dintr-un horn al unei case din Simeria și s-au înregistrat fisuri minore la unii pereți ai construcțiilor particulare pentru care s-a făcut solicitarea. De asemenea, au fost sesizate și hornuri fisurate la case de locuit din Vulcan și din Iscroni, Aninoasa. La o primă evaluare, niciuna dintre acestea nu pune în pericol rezistența construcțiilor, dar grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din care face parte și reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, analizează începând de astăzi fiecare situație tehnică în parte. În plus, telescaunul din zona Rusu, din stațiunea Parâng, nu funcționează pe parcursul acestei zile. Instalația de transport pe cablu a fost oprită în urma unor probleme apărute după cutremurul produs marți după amiază.